ziua, domnilor consilieri. Astăzi ați fost invitați în ședința ordinară prin dispoziția domnului primar. Constat că din cei 11 consilieri în funcție sunt prezenți toți. Aș dori să analizăm procesul verbal din ședința anterioară. Dacă aveți ceva despre cele relatate, îmi spuneți. Dacă nu, susținem la procesul verbal din ședința anterioară. Pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc frumos! Dau cuvântul doamnei președinte de ședințele ACO, Aluraia, să conducă ședința. Mulțumesc frumos! Să rugăm cuvânt. Doamne, să vă mulțumesc. Dumneavoastră începeți ședința, prezentați ordinea de zi și după aceea domnul primar interviu. Da. Înainte de discuții pe ordinea de zi, vreau să vă rog să vă înscrieți pentru eventuale interpelări. Eu aș vrea. Deci, domnul Duncanu. Altcineva? Și înainte de a cere cuvântul, am vrea să suplimentăm ordinea de zi cu... Vă întreb, doamna consilier, imediat. Mai este cineva care vrea să înscrie? La diversi. Nu mai vrea nimeni, nu? Atunci să punem la votul ordinea de zi. Deci cum o să spun acum? Așa, nu am prezentat și un O prezintă imediat. Așteptăm. Proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului local de venituri și cheltuielile a Comunii Secuieni, județul Bacău, pe anul 2019, inițiator primar Dumitru Cosmin David. Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul 1-2019, inițiator primar Dumitru Cosmin David. Și proiectul de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a pășunilor aflate în proprietatea privată a Comunei Secuieni, județul Bacău. Asta a fost o revenire, că am amânat-o de rândul trecut. Inițiator primar Dumitru Cosmin David și raportul de activitate pe anul 2018 al domnului primar Dumitru Cosmin David. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Nu. Dar ați ridicat mâna, domnul? Nu am ridicat. Nu? Așteptam să vedem dacă putem băga diverse pe ordinea de zi. Imediat vă întreb. În unanimitate s-a adoptat ordinea de zi. Dorește cineva suplimentarea ordinii de zi? Da. 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 Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva? Nu. Deci este suplimentată ordinea de zi cu diverse, da? Deci, domnul Luncanu, ne-am pus la vot ordinea de zi, cum v-ați poziționat? Pentru vot. Pentru. Bine. Putem începe. Da. Intrăm în ordinea de zi. Primul proiect. Proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Secuieni, județul Bacău, pe anul 2019. Dacă aveți discuții. Să ne lămuriți la buget. Oamenii și doamna contabil poate să ne prezinte pe scurt veniturile. Nimeni? N-a avut nicio întrebare? O să ne prezinte doamna contabil pe scurt bugetul. Cât avem de fiecare capitol în parte, doar să ne nu... Nu, 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 nu,
pic. Da? După cum ați primit și dumneavoastră în referat și a văzut în referat, am trecut adresele care s-au primit de la Consiliul Județean și de la Trezoreria Bacău, prin care s-au alocat sumele aferente acestui an. Nu știu dacă vreți să vi-l mai zic eu o dată sau... Da, zic eu. Da, deci de la... De la Trezoreria Bacău s-a primit un total de 461.000 de lei și la Consiliul Județean 1.995.000 de lei, la care se adaugă veniturile proprii ale bugetului local estimate pe anul 2019. Ele sunt estimate la nivelul încasărilor de anul trecut, la sfârșitul anului trecut. Le aveți și trecute și în expunerea de motive a domnului primar. La cheltuieli, în principal s-au asigurat sechina de funcționare, care este obligatorie, cheltuielile de personal și cheltuieli cu bunuri și servicii. Da, este. Deci, dacă nimeni nu mai are întrebări, supunem la vot Comisia de Urbanism. Comisia de Urbanism, sunteți de acord? Da. Așa. Comisia pentru Studiu Economic, Social, Buget, Finanțe. De comisie. Și Comisia de Învățământ și Cultură. Da. Deci, proiectul are aviz favorabil. Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestru 1 anul 2019. Cineva are întrebări? În ședința de ieri, eu pot aproba. Dacă nimeni nu are depus nicio întrebare, supunem la vot. Cele trei comisii sunt de acord? Da. Cine este pentru? Împotrivă? S-a ținut cineva? Proiectul este... Și proiectul 3, proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a pășunilor aflate în proprietatea privată a Comunei Secuieni. Aici, întrebări? A zicea, doamna secretară, în ședința de ieri că se va face o taxă care va fi provizorie. Da, și până la ieșirea din pastoral, unde se va fixa o taxă... Până la aprobarea amenajamentului pastoral, unde acolo clar va rezulta... Cine va fixa această taxă provizorie? Taxa provizorie este prevăzută chiar în proiectul de hotărâre pe care vi l-am dat. Ați văzut care este formula de calcul. Exact cum este și încrederea legală. Deci este vorba despre... masa verde pe care am dat-o noi ca și rezultat de fapt doamna de la Registrul Agricol, 8 hectare, 8 toni, mă scuzați, pe hectar, înmulțit cu prețul stabilit prin hotărârea Comisiei Județene și să fie scăzute cheltuielile la jumătate. Pentru că atunci când se realizează amenajamentul pastoral, vor fi și cheltuieli. Deci cam așa se stabilește prețul la pășune. Ținând cont de formula aceasta. Amenajamentul pastoral va spune clar. În contractele de închiriere va fi clauza aceasta specială. Până la amenajamentul pastoral, acesta este prețul. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? S-abține?
domnului primar. La raportul de activitate, pentru raportul, da? De activitate, da. Dar l-ați avut și ieri la mapă. Dacă aveți anumite întrebări sau vreți... Da, eu o să am după ce... Puteți să spuneți. A, sau vreți să vi-l, să vi-l prezint? Da, spicuți așa, da. Mare. Da, cu timp de exercițiul bugetar la sfârșitul anului, deci venitul total am avut 3.618.000, cheltuieli totale 3.148, un excedent de 469 la sfârșitul anului 2018. Aici o să trecem de la obiectivele de investiții, care au fost propuse și realizate în mare parte. Modernizat iluminat public cu panouri fotovoltaice, care suntem în faza de construire. Proiect finanțat pe GAL, bani europeni, înființare rețelei de canalizare ape uzate, care suntem în faza de autorizație de construire, avem finanțarea primită, adică avem contractul de finanțare semnat. Proiectul pe Crucea Roșie, în parteneriat cu Crucea Roșie și încă trei comune, Colonești și Corbasca, o șansă pentru fiecare, o șansă pentru toți. Proiect în faza de implementare. Tot în anul 2018 am dat în folosință grădinița cu program normal în satul Secuieni. Inaugurarea grădiniței, dar recepția și sfințirea și darea în folosință a noului sediu al SPC-ului Iepului, serviciul public comunitar local de evidența persoanelor. Avem un proiect tot la fel pe PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală, un proiect tot la fel, suntem în faza de autorizație de construire, proiect ce cuprinde montarea 500 de corpuri de iluminat în toată comuna, în toate satele comunei. Și montarea unui sistem de supraveghere la școala gimnazială Secuieni și împrejmuirea cu gard. Așa. Asta vă ce a fost de investiții. La activitatea de impozite și taxe locale. S-au încasat la, deci la sfârșitul anului am avut impozite pe clădiri 84.653, impozite pe teren 159.659, impozit pe teren extravilan 106.000, amenzi 49.993, aici avem o problemă în general cu amenzile, sunt greu de încasat. Dar procedând la executarea silită, urmărim toate termenele pentru somație, titlul executorii și ce este la baza dosarului de executare silită. Pe asistență socială, avem un număr de 92 de dosare de ajutor social, s-au făcut 89 de dosare pentru încălzire, alocații de stat pentru copii 32, indemnizații de stimulant pentru creșterea copiilor 12 dosare, 12 beneficiari, alocații pentru susținerea familiei 298 de cereri depuse, indemnizații de acordare persoanelor cu handicap, avem 12 cazuri, monitorizare de familii cu situații de risc 26, 59 de anchete sociale la persoane cu handicap. Și cam atât pe stare pe asistență socială. Tot în anul 2018 pe stare civilă, ce pot să vă spun? Avem 36 de certificate de naștere, 13 încheieri de căsătorii, certificate de căsătorie eliberate 38, 43 de acte de deces, un divorț și 130 de mențiuni operate. La registrul agricol, ce s-a eliberat toate devenințele pentru APIA, devenințe pe bază de datelor de registrul agricol, atestare de producător, dosare de vânzare teren extravilan, că știți că este o procedură, acum orice punct extravilan care se vinde trebuie să îndeplinească o procedură de 30 de zile pe care se anunță și direcția agricolă. La compartimentul de viceprimar s-au organizat și monitorizat activitatea de întreținere a domeniului public, tot ce a aparținut domnului viceprimar, coordonarea de activități
de dezăpezire pentru iarnă, coordonarea și supravegherea lucrărilor de balastare a drumurilor comunale, întocmirea lunară a planului de acțiuni sau de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor social și transmiterea lunară către Agenția Județeană de Prestații Sociale a situațiilor privind persoanele apte de muncă din familie beneficiare de ajutor social. La compartimentul de urbanism am avut un număr de 5 autorizații de construire, un număr de 14 certificate de urbanism și 4 certificate de atestare a construcției. La cultură s-a organizat Ziua Comunei pe data de 8 septembrie și au fost emanate diplome la persoanele care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Și tot la acest capitol, cu ocazia sărbătorilor de an, s-au distribuit pachete la copiii de la școala gimnazială Sefie Îngrășoare și grădinițelor. Dacă mai aveți ceva de... Dacă aveți să ne lămuriți pe acest aici raport. Am câteva la raportul ăsta, câteva ne lămurit. Ați trecut capitolul obiectivii de investiții propuse și realizate în anul 2018. Și aici ați enumerat dumneavoastră. Deci, din punctul meu de vedere, realizate, da. Aș vrea să spuneți care, că eu cu iluminatul, cu panouri voltaice, n-am văzut am spus propuse și realizate. Sunt și propuse, sunt care sunt și realizate. Deci avem o șansă la... Deci este proiectul pentru ceva care este realizat. Iluminatul public, dacă ieșeți în curte, trebuie să ajungă cifre de beton care este. Deci este finanțat autoritatea de construire și suntem în faza de execuție, cum am spus. Deci v-am spus că sunt în faza de execuție. Ok, eu prin propuse și realizate. Propuse și realizate. Sunt și propuse, sunt și realizate din ele. Da. Proiectul pe canalizare, v-am spus că suntem în faza de autorizare. Suntem la ultima viza care chiar astăzi o să ajung la... Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere la Iași pentru depunerea din nou a documentației pentru aviz. Sperăm să avem avizul săptămâna viitoare, marți, în CT-ul, în ședința de comitetului tehnic și trebuie să obținem autorizația de construire care berează maxim 2 săptămâni. Noi spunem, sperăm că într-o lună de zile dăm drumul la lucrare. Dar avem finanțare, deci este un propus, un obiectiv propus și din punct de vedere realizate, m-am gândit că sunt realizate, dar... Nu, propuse și realizate. Sunt... De-abia sunt de început, da. Și sunt faza... Nu, care sunt prezentate, v-am spus, mare parte din ele sunt realizate, sau în fază de execuție. Am înțeles. Am văzut și aici că ați inaugurat grădinița, am văzut că ați invitat și consilierii, au participat foarte frumos de partea noastră. Da, mulțumesc. Nu le vedeam rost la consilier, dar în fine. Da, într-adevăr. Dacă tot consilierii n-au nicio atribuție... Nu, dar mă înțeles. Deci vreți să fiți chemați doar la... Nu, era o chestie doar de... Dar de ce nu mi-ați reproșat că nu v-am invitat la, eu știu, pișantier? Vă mutăriți pe pantură. Dar de ce nu, domnule? Păi vedeți. Și mai avem deci, la tăia pamplica, vă gândiți? Mulțumim. Cu plăcere. Vă las până asta tăia, să mă mai avem aici la capitolul viceprimar și administrativ, la ținărat organizarea și monitorizarea activităților și întreținerea domeniului public. Da. Dacă aici ați putea să spuneți cam ce intră în monitorizarea asta și activitatea domeniului public, pentru că... Aici bănuiesc că intră și cei din Paște 16, am zis chiar se numerat în alea, și totuși toată zona asta, adică nu sunt mai gunoiul, sunt diversi saci, diverse gunoaie care stau pe marginea drumului și vreau să știu dacă în activitatea asta de monitorizare și întreținere a domeniului se știe despre mizeria care stă pe toată partea asta de la... Bineînțeles, suntem... Suntem zilnic implicați cu această problemă. Știm foarte bine că de câteva luni zile nu se ridică gunoiul și gunoaie, vă dați seama, apar, avem probleme, avem și poliția locală pe teren tot timpul. Mai mult gunoaie nu sunt de la noi, ci le aduc din altă parte. Din... Bun, acum avem făcut și... Ce trecută pentru gunoaiele alea, zac de ceva timp. Deci nu e vorba de o lună, nu e
vorba de două, de exemplu la Berbincene acolo, la sacea aia de Borhăț, stau de 2 ani de zile, la Fundene aici au mai bine de 4-5 luni. Am înțeles. Poți să trimitem... Și dacă mergeți toată zona, adică asta, înțeleg, în monitorizare și întreținere, asta văd, din punctul meu de vedere, să merg, să văd și prin cei de la Paștii 16 să pot aduna, pentru că iau ajutor social, se poate lua cu noi, măcar de acolo, pentru că nu vedea nici din... Pe anumite zone, deci nu vorbim doar de... Am înțeles și cu noi, să ia doar pe anumite zone, doar de la stradă și doar din comună, din sat, SEPI. Da, totuși... Dacă suntem limitați la o singură mașină pe lună... Bun, dar ar trebui, a spus că sunt parte și o să vină pe zone. O lună într-o parte, o săptămână într-o parte, într-o săptămână la Fundeni, într-o parte, nu știu păi ce. Da, dar v-am spus, e o mașină la lună, nu la săptămână. La lună. La lună. Și atunci ce facem? Luăm numai de aici și de restul? Pentru că păi luna asta, nu, luna asta a fost și secuieni? Să plătesc bunoiul ăsta. Păi nu, deocamdată nu se încasează. Deci pentru... Și nici noi nu o să plătim atât timp cât nu ne prestează serviciu, nu avem cum să plătim. Noi plătim la ton acum. Ați spus dacă plătiți la persoană. Nu mai plătim, că ați aprobat dumneavoastră, prin decembrie ați aprobat dumneavoastră consilierii, ca să plătim la tonă, dar iar vă spun și iar vă spun astfel că nu știți ce votați. Da, deci acum se ridică la tonă. Cât dăm atâta plătim. Și o să, după ce o să terminăm cu instanța de judecată, de ce decide dacă aveți dreptate sau are Ecosudul sau Rom Prestul sau cine are dreptate. În perioada asta se încasează taxa de gunoi lunar? Nu se încasează. Deci sigur nu sunt casate. Păi sigur, nu obligă nimeni. Care au plătit, o să dăm o hotărâre de consiliu local după ce avem, știm exact dacă avem, dacă avem dreptate sau nu avem dreptate și atunci o să dăm o hotărâre de consiliu local să dăm banii înapoi sau să meargă pe alte creanțe. Lămuriți-mă un pic și pe mine, dacă nu vă supărați. Deci când te duci la caserie, ești cazată la numărul de persoane. Cazul meu, la 5 persoane și noi suntem 2. Cum iese? La toamnă sau la persoană? Doamna consilieră, dumneavoastră ați aprobat păi la tonă. Deci eu sunt calculată la persoană. Păi da, am înțeles. Da, deci noi plătim, plătim la tonă către Romprest și Ecosud și noi casăm la persoană. Și mie câți bani îmi luați la persoană? Dar eu nu aveam niciun ban. Da. Primăria câți bani a? Cât ați aprobat taxa, doamna consilieră, în decembrie? Nu, domnul, mă înțelegeți. Deci ați spus că se plătește la tonă, da? Da. La mine n-a venit gunoi de 5 săptămâni de zile. La câte persoane? Eu sunt 5 persoane. Păi dar nu vă pot să știu. La persoană sau la tom? La persoană. Da, se plătește la persoană. Dar... Și corect? Dacă nu de serviciu... Doamna consilier, eu doar fac niște proiecte de hotărâri pe care dumneavoastră le-a aprobat și cu Consiliul Local, da? Dumneavoastră să spuneți mie dacă este corect sau nu. Dumneavoastră ridicați mâna, nu ridic eu. În Valea Lunăstase nu s-a luat gunoi eu. Niciodată. Nu, eu aici vă pot contrazice. Cu siguranță, eu intră mașina, nu. Au 2 euro pubele de 1000 de litri, 2... La stradă. La stradă. Vin în kilometru, bate și mă vege ca să aduc... Au și tomberoane, au și tomberoane, intră mașina, ei, din contra, au optat pentru acest mod de colectare, să nu intre mașina ca să nu rupi... Au solicitat ei, Valea Lunăstase așa ceva? Da, 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 da. Este filmare și o să vadă, ca să vadă tot. Da, sigur că da, au solicitat pubelă la intrarea în sat, ca să nu intre mașina până în capăt. Păi, nu are cum să întoarcă. Drumul în sat e mult mai bun decât până în sat. Poateți? Drumul în sat e mult mai bun decât până în sat, de la șosea. Am înțeles. Oamenii nu o să înțeleagă niciodată trocul ăsta. În fiecare joi se scoate tomberul. Dimineața, după amiaza asta. Dar eu m-am urcat cu noi, eu în fiecare vineri pun în mașină și la la primărie, că am văzut că aveți tomberul animal. Da. Cu cuvânt că așa fac, da, pe data din moment ce plătesc, nu mi se pare corect. Toți întreabă, toți cu tare, și pot eu ca mașină, dacă are n-are mașină. Eu așa m-am hotărât, în fiecare vineri am luat la primărie. Păi da, da, cum bine știți, în luna decembrie am avut 3 proiecte de hotărâre pentru aprobarea deficitului către Romprest, către ADIS, de 440.000 de lei și nu s-a aprobat. Dacă vă da. Nu vă supărați, câtă datorie mai este la Romprest? Noi nu avem nicio datorie, niciun leu. Am plătit și luna ianuarie și luna februarie. De ce nu vin mașina? Doamna consilier, eu nu știu, ajunge la aceeași discuție. Nu știți foarte clar că ni s-a pus în cărcă un deficit de 40.000 de lei care dumneavoastră, Consiliul Local, nu vi l-ați asumat și este singurul proiect care nu s-a aprobat când a venit domnul director Seto și n-ați fost de acord. Din cauza asta, doamna consilieră, pentru că n-ați votat dumneavoastră, de asta nu venim așa de gunoi, da?
Eu am făcut proiectul de hotărâre. Nu ați vrut să-l aprobați, nu vine mașina. Am optat pentru... Creanța asta de unde vine? Din pierderi sau din... Din pierderile lor tehnologice. Nu avem noi datorii, deci nu este datoria noastră. Dacă ar fi fost datoria noastră, o plăteam cu mare drag. Noi vreau să vă aduc la conștiință ce a fost pe luna ianuarie o singură dată mașina, pe luna februarie iar o singură dată mașina, suntem la zi, inclusiv tot anul 2018, noi avem un leu datorie către Romprest Ecosud. Și cum vedeți o rezolvare? O rezolvare, luni avem termen pentru ordonanță prezidențială, să vedem până la terminarea procesului, că e un proces de lungă durată, să vedem ce se hotărăște ca să ne deblocheze situația. Până la terminarea procesului, să ne se ridice cu noi. Iar nici nu mandatul dumneavoastră la terminarea procesului. Doamna Lucanu, știți care e problema contractului semnat de pe mandatul dumneavoastră? Da, dar vedeți, a spus mai înainte o leacă consilierea așa. Uite, vedeți că lumea nu se poate tot. Păi, vedeți, asta e situația. Deci nu am fost pus în fața faptului împlinit când am preluat mandatul. Aici nu divagăm de la... Dar nu are rost să ne dea ce mă trebuie. Da, dar dumneavoastră trebuie să știți mai bine că atât timp cât ați semnat contractul și l-ați aprobat în consiliu. Eu am vorbit doar la Vitale Stoina și mi-a spus clar, până nu s-a achetul ultimul leu la noi, nu se nu discută niciun fel. De ce n-ați votat, doamna Lucanu, în decembrie proiectul? Sau haideți, dacă vreți, inițiați dumneavoastră Consiliul Local, inițiați proiectul pentru... Nu suntem noi plătiți pentru așa ceva, nu plătim noi. Că și așa nu ne dați indemnizația cum trebuie și am mai face și proiecte, n-am niciun sens. Dar asta e altă discuție. Am înțeles. Deci nu sunteți, să înțeleg că nu sunteți pentru comunitate? Ba, sunt foarte. Păi și de ce nu faceți? Că toată comuna este în picioare din cauza cu noi, să știți. Păi și de ce l-ați aprobat? Păi, ce a fost proiectul propus? A fost propus, a fost pe ordinea zi, s-au aprobat două proiecte pentru ADIS, actul adițional 3 și ce mai fost. Cu deficitul nu ați fost de acord. Nu v-ați asumat. Bine, nu ne-am asumat, hai să fim sinceri și la indicația noastră. Păi da, domnule, eu v-am spus, dacă v-am prezentat toate... Da. Cum ați decis? Am rămas discuția cu tribunalul, am spus... Păi da, luni avem termen la judecătoria Bacău. Am depus la București, la București am întors la Bacău. Am fost discuția așa, cine va câștiga? Deci cine câștigă, cine pierd, nu se știe încă. Deocamdată nu știe încă. Dacă știam și problema. Nu se trebuie decât să-i pierde și dărmănește. Mai este și varianta asta, dacă... Deci, cum ai luat? Nici. Să spunem, să achităm. Gata! Dacă sunteți de acord, faceți un proiect, l-asumați pe stil local. Eu am făcut, l-am făcut odată, nu au trecut. A, nu vreți să mergeți în tribunal, dar vreți să vină să bea gunoiul. Da, vreau și normal, fi. Eu simt că plătesc un serviciu, vreau să vină domnul primar. Dar hotărâm pentru toată comuna, hotărâm personal. Dar nu e pentru că dumneavoastră aveți întreaga capacitate posibilă. Doamne, eu v-am expus ambele variante în decembrie. Nu în decembrie, pe anul ăla a fost ședința de Consiliu Local. Și așa am decis cu toții. Deci n-ați decis... Să revenim la ședința din decembrie. Deci ședința din decembrie a fost varianta că comuna Secuieni trebuia să livreze undeva la 19 toni de gunoi și s-au dat undeva la 29. Da? Și pentru asta s-a mărit plaja aia de la... S-a făcut un calcul per tot județul. Per total, da. Și deci. Acum n-avem de avea certitudinea că s-a singura dat... Singura chestie care... Ce s-a votat, s-a votat bine atunci. Și am zis ceva. Dar ce nu a fost împotrivă, a fost împotrivă cu subvenționarea de la bugetul local. Și doamna Lucanu spune că a vorbit cu doamna director de la ADIS și până nu a chită și deficientul... Fac diversi, doamna, de că ce se întâmplă noi. Comuna este invadată de gunoi. Și ce v-a spus? Până nu s-a achitat ultimul leu, nu se discută. Păi, ați văzut, vrea deficitul care noi nu l-am aprobat. Și din cauza asta nu putem debloca serviciul de salubritate. Și atunci de ce ați mai plătit lunile astea dacă tot nu s-a ridicat? Păi am plătit cât a ridicat. M-am spus, plătim la tonă. A fost mașina luată 10 tone, 10 tone am plătit. Da. Deci n-am plătit, nu se mai plătește la număr de locuitori. Că dacă am votat odată ca să nu se plătească alea 400 și ceva de milioane, și vreau stare să votăm acum să le plătim, degeaba. Că altfel nu vor să ne ia gunoiul. Asta este politica Ecosudului sau... Vor să ne asumăm acel deficit. Dar fără să știm un calcul. Adică cum s-a făcut calculul, pe baza la ce? Să mâine să vedem și hotărăște... Instanța de judecată. Instanța de judecată. Da, că vei și... Dar e ce rost să faci... Și hotărăște luni? Nu, acum suntem pe hotărâre prezidențială, doar ca să, pe timpul procesului, să ne deblocheze acest serviciu. Să poată să ne... Oricum plătim. Dacă nu vine, nu plătim.
Și tot la fel îți facem și cu taxa pentru, deci la cei care s-au încasat, să meargă pe alte creanții mai vechi sau de aici încolo nu încasăm, cât nu se prestează serviciu, că nici noi nu plătim. Faceți ceva ca să se rezolvi. Ne dă toată silința. Nu mai aveți să discutăm, am trecut deja la diverse de la raportul meu de activitate. Asta era problema mai arzătoare cu drumul. Da, bă, noi nu știm despre, știm despre ce este vorba, ne-am asumat cu toții, știți, să fac nimic, nu poți să fac nimic fără hotărârea Consiliului Local, nu se poate. Ne-am asumat să ajungem la completarea diferenței de la 19 la 29 și să încercăm alea, dar nu am votat ca să nu ia cu noi. Deci nu, am votat. Am votat cele trei proiecte, mai puțin la patra, care era cu subvenționarea, dar am votat pentru majorare, ca să poată completa, în urma discuțiilor, deficitul ăla care era rotunjirea. Da. Tocmai în ideea ca să nu ajungem în situația în care stăm cu noi la nas. Păi da, păi am votat, în primul rând, mărirea taxei. Iar chestia cu subvenționarea de Consiliul Local nu are nicio legătură cu... Cu ce? Cu ceea ce am votat, cu majorarea și până la păi nu are, nu am zis. Am zis că nu ne se ridică gunoiul pentru că nu am aprobat proiectul cu deficitul. Tehnologic. Un deficit al care ni s-a spus că ar fi dintr-o parte, ar fi din cealaltă parte, dar nu, nu avem... Și nu putem să plătim, de atât timp când avem votarea cu Consiliul Local. 4.156 lei. Nu este o sumă, doamna Lunca, atât de mare. Dacă dumneavoastră vă asumați și faceți proiectul de hotărâre, a spus că nu vreți să stați la tribunal. Nu vreau să stau. Păi și atunci... Am stat studiul. Bun, dar v-au dat vreo lămurire, ați făcut vreo solicitare să vă specifici de unde sunt... Dar v-a spus și dumneavoastră domnul Setu. Nu v-a spus în ședință? S-a dat mai mult cu noi decât s-a plătit. Și s-a împărțit pe tot județul, la fiecare comună în parte, la fiecare oraș în parte. Deci nouă ne-a revenit suma de 43.000 de lei. 400. Dacă dumneavoastră decideți să le dăm, mâine, săptămâna care vine gunoiul. Hotărârea tribunalului. Așteptăm hotărârea de luni. Nu vezi că așa te zici și luăm terminatul. Păi așa e rost de plăcut. Trebuie căutat o soluție până la terminarea. Soluția v-am spus-o. Până la terminarea procesului am cerut o donanță prezidențială ca să ne deblocheze serviciul. Deci diversele s-au terminat, da? S-au epuizat. Mai are cineva ceva de discutat? Sau declarăm ședința? Mai are cineva? Nu. Atunci, mai fiind alte discuții, ordinea de zi a ședinței fiind epuizată, încheiem procesul de ședință.